Pe scurt, Granny în viața reală, partea 4. Coborând repede în jos pe scări, am observat iarăși o foaie pe care era scris camera video și tatica. Eu repede m-am uitat pe camerele de supraveghere și l-am văzut pe tate, legat de un scaun cu ochii legați. Oh my god, ce să fac? Trebuie să-l ajut pe tatica. M-am uitat unde e Granny, bunicuța ca de obicei era la bucătărie. Așa că am decis să intru repede în apartament, să-l eliberez pe tate și să fugim. Pe ușă am găsit iarăși o bucată de hârtie pe care era un cerc și scris lift. M-am pornit spre lift, sus am găsit iarăși o foaie cu un cerc pe care era scris oglinda în camera părinților. Am scos camera video ca să mă uit ce e cu oglinda din camera părinților. Când m-am uitat, am rămas șocat. Oglinda e un portal către lumea lui Granny, deci eu trebuie să distrug această oglindă. Am intrat în casă. Motan! Eu m-am ascuns, bunicuța nu m-a observat. Oh my god, a intrat prin ușă, serios, bunicuța are puteri supranaturale. Trebuie să fiu cât mai atent. M-am târât până la ușă, dar ușa era închisă. Pe ușă am observat o foaie cu o stea pe care era scris vrei să intre? M-am uitat atent și am observat că pe ușa de la baie era o stea. Nice, acolo trebuie să fie cheia. Am intrat, am găsit cheia, fuck, bunicuța m-a auzit, am sărit repede în cadă. Bunicuța a intrat și nu m-a văzut. Cât noroc am! Repede m-a alergat la tate în cameră, dar acolo deja nu mai era tate și eu am decis să sparg oglinda și am aruncat-o jos. Bunicuța Granny a observat ce a alergat la mine, dar... Dar eu am câștigat. Așa am crezut eu la început. Pe scurt, Granny în viața reală, partea 4. Motanaș, găsiți unde sunt ascunse logurile Motan Show și scrieți în comentarii la ce minut a apărut. Eu voi alege random câștigătorul din comentarii care va apărea în următorul video. Iar câștigătorul din videoul trecut este acest utilizator. Bravo! Prieteni, nu uitați de like, subscribe și să distribuiți acest video pe rețelele de socializare dacă v-a plăcut acest episod. Miau!